La Alexandria, surprizele apar la tot pasul. Ultima s-a produs recent în zona spitalului județean, unde pe o porțiune de aproximativ 200 de metri, în mijlocul unui șantier în lucru, au apărut noile marcaje rutiere. Constructorul bucății din strada Dunării pe care a reabilitat-o și-a încheiat lucrarea cu o capodoperă trasată pe asfaltul proaspăt. Linia dublă continuă, care restricționează accesul către trei instituții importante, i-a lovit în plin, mai ales pe cei care vin din direcția Nanov și trebuie să ocolească jumătate de oraș să ajungă la aceste instituții. În prezent, strada Dunării din Alexandria se află în proces de modernizare, care include și lucrări cu demarcare rutieră. Cu toate acestea, în fața Spitalului Județean de Urgență din Alexandria, există o linie dublu continuă trasată pe carosabil. Aceasta creează dificultăți în trafic, inclusiv pentru ambulanțe. Pentru că trasarea marcajelor rutiere nu se poate efectua fără avizul poliției, ne-am adresat Inspectoratului Județean pentru un punct de vedere oficial, doar că instituția care și-a dat acordul la această anomalie a preferat să se ascundă în spatele legii 544 pentru a trage de timp o practică obișnuită la IPJ când este vorba de subiecte delicate. Lămurirea a venit de la viceprimarul municipiului Alexandria, care afirmă că marcajele rutiere s-au trasat greșit. De fapt, au fost greșeli în lanț, începând de la proiectant care a lucrat din birou și până la poliție care nu a observat pe ce își dă avizul. Singurul care își asumă greșeala este viceprimarul Augustin Ioan, care recunoaște că angajații din primărie nu au verificat proiectul cu atenție ca să sesizeze greșelile, la fel și poliția când și-a dat avizul. În timp ce reprezentanții IPJ Telorman preferă să treacă totul sub tăcere, primăria Alexandria a luat deja măsuri pentru remedierea acestei anomalii, dar mai durează cel puțin o săptămână până vor fi refăcute marcajele rutiere.